Frumusețea se va regăsi în spectacole de teatru, în expoziții de fotografie, ritmuri de dans și acrobații susținute de artiști din toată Europa. 12.000 de bilete au fost deja vândute. Este prima dată. Prima dată. Venim din Vâlcea, am zis că rămânem peste noapte să vedem ce se întâmplă. Ne-am uitat pe un program, am văzut că de la ora 8 e o piesă de teatru aici. Bănesc că cei care repetă, la 11 ceva spectacol, drone, lumini. Suntem încântați, fim în Sibiu, ne place foarte mult orașul. E primul an, în seara asta, să văd cum o să fie. Primul spectacol la care s-au vândut toate biletele, Fitz 2022, este Faust, producția Teatrului Național Radu Stanca Sibiu. După 2 ani de închisoare, de pandemie, de rău, de urât, de însingurare, de tot ceea ce înseamnă depresie, de frică, de lipsă de dialog, am sperat cu toții că vom putea să venim, să ne îmbrățișăm și să aducem brațe de frumusețe. Nu ne speriem, nu ne plângem în pofida tuturor greutăților și căutăm soluții. Asta am făcut de 29 de ani, de când am pornit festivalul. Am pornit cu 3 țări. Biletele se vând online cu prețuri între 30 și 150 de lei. Una dintre premierele acestei ediții este că tradiționalul foc de artificii de la închiderea evenimentului va fi înlocuit cu un spectacol de lasere și drone.